copleși eul, atunci se obține psihoza. Prin urmare, Jung, în mod deliberat, s-a lăsat invadat de arhetipuri și chiar s-a împotrivit rezistențelor sale la acest influx de conținuturi ale inconștientului colectiv pentru a le putea cunoaște. Deci spaima sau ezitarea pe care o produce această carte este spaima pe care ne-o produce nebunia, însă nu trebuie să ne speriem chiar atât de tare, pentru că Jung demonstrează că acest contact cu lumea arhetipurilor, cu zona cea mai profundă din psihismul nostru, care este până la urmă o zonă spirituală, de aceea este obiectivă, acest contact totuși poate fi controlat și nu este întotdeauna distrugător, cum a fost în cazul lui Nietzsche. Nietzsche s-a aventurat în zona aceasta, dar nu s-a mai întors niciodată. Jung a reușit să se aventureze în aceeași zonă și să se întoarcă cu cunoștințe pe care nimeni până la el nu le-a formulat. Da. L-ați evocat pe Nietzsche, dar Nietzsche, în mod conștient, a intrat în zona asta, mai devreme Andrei l-a evocat pe Hölderlin. În mod conștient au intrat în zona asta? Jung spune că arhetipurile sunt luminoase, adică exercită o atracție aproape irezistibilă. Presupun că Nietzsche va fi fost obiectul unei astfel de atracții, fără să știe că se expune unui pericol fatal. Prin urmare, nu și-a dorit, dar a fost atras de lumea aceasta și nu s-a mai putut întoarce. Și nu care e mai puternică decât el și nu poate să nu o facă, asta face.
e copleșit de lumea respectivă, dar nu se lasă total copleșit. Și încearcă să dea sens, să se agațe de lumea realității din jur, în sens trăirilor pe care le face. Și apar poeziile geniale, și apar picturile geniale care vorbesc mult mai mult decât se pare inițial, se spune tema, și apar simfoniile extraordinare. Deci, procesul acesta este un proces care și în mod natural intervine în viața unora dintre noi, care nu sunt psihologi, nu sunt indieni, și care au produs marile opere culturale culte. Deci creativitatea e inconștientului. Noi nu asumăm, dacă vrem să ne asumăm. Încercând să dăm sens acestei creativități din inconștient, acestei lume a inconștientului. Să căutăm sensurile. Și de asta vorbea domnul profesor de obiectivitatea spirituală a acestei lume. Datorită sensurilor pe care eu le poate descoperi. Eu aș vrea să o întreb pe Viorica, dar aș vrea un microfon pentru Elsa. Viorica, aș vrea să aflu ce ai gândit și simțit când ai tradus o carte atât de scurtă? Dincolo de asta, e o chestie și mai gravă, că am tradus o sumă de pasaje fără să înțeleg ce traduc. Adică am tradus pur și simplu ordine. Am avut de multe ori sentimente că am de-a face cu un delir. Sunt acolo pasaje care nu au absolut nicio numă, care nu spun absolut nimic, și pot fi interpretate la rigoare, au o anumită frumusețe de poemaică. Și pot fi interpretate și mă întreb în ce măsură această carte nu poate fi interpretată și ca operă literară, până la un punct. Și de aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care sunteți specialiști, ce vă spune dumneavoastră ca specialiști, știți ce a scris Jung înainte, ce a scris după această carte, dacă vă spune ceva nou această carte, ca specialist în domeniul dumneavoastră. Pentru mine, care sunt specialist în Jung din afară, această carte mi-a produs stupoare totală. Cum vă spun, am tradus anumite pasaje fără să înțeleg ce traduc, sper că n-am fost prea mult. Traducerea este de adevăr foarte grea. Și o altă parte, alte segmente din acest, deci această amestec de tipuri de discurs foarte diferite. Chestii extraordinare de abstracte, când îl face și un fel de hermeneutică a scenarii, nu știe ceva nimic, ce își construiește o fel de mitologie sub generis a lui, ea personală. Dar mai tradus și alte lucrări.
s-ar putea face o paralelă între volumele despre atletipuri care se află în seria de opere complete și aceste ciorne, să le spunem, din Cartea Roșie. Sunt aceleași conținuturi prezentate în registre de limbaj diferite, de discurs diferite. În cărțile despre arhetipuri, în cărțile științifice, găsim un discurs, dacă nu științific, cel puțin rațional. Aici găsim un discurs quasi-poetic, pentru că, spune Jung, arhetipurile așa se exprimă. Prin urmare, dacă vreți să faceți o paralelă și aveți un ghid, și asta e pentru toată lumea, un ghid pentru Cartea Roșie, trebuie să apelați la cărțile despre arhetipuri, respectiv volumul 1, Arhetipurile inconștientului colectiv, și volumul 9, Ion, care tratează despre arhetipul sinelui. E o sugestie. Nu știu dacă... Vă mulțumesc foarte mult. Eu m-am referit doar la această carte, așa cum se spune. Și cred că fără să fiu mic despre Jung, sau în orice caz foarte puțin, pe baza ceea ce a citit înainte. Deci, citit așa, îți face impresia totuși că vezi ia o carte, cum să vă spun, sunt acolo pasaje întregi puse sub formă de vers. Poți să spui că este o fel de poezie, era epoca poezia, în care se spune foarte bine, că sunt foarte niște poezii cu lucruri foarte bine. Și pot să spun, vă spun sintetic, care nu au niciun sens. Chiar dacă știi de ori arhetipul, care dacă ai citit, nu au sunt complet lipsite de noimă, dar sunt frumoase așa cum sunt. Deci, introduc această categorie, sunt frumoase. Deci, aș vrea să completez ce a spus Viorica. O mărturie a unui eminent filolog în filologie clasică, care la întrebarea cu ce text clasic în greacă e bine să progresezi după ce ai deja câteva cunoștințe de greacă. Și răspunsul a fost Xenofon, Platon nu, și filologul Publicina a răspuns, îmi dau numele pentru că nu e o, asta nu denotă incompetența lui, ci un tip de onestitate radicală pe care am văzut exprimată de Viorica Mișco și care a răspuns, la Xenofon, înțeleg tot ce spune. La Platon, sunt pasaje în care înțeleg toate cuvintele, dar nu știu la ce se referă. Este același lucru. Uneori, senzația de straniu pe care o creează în această carte la lectură, este că realmente ai sentimentul că ai intrat într-un domeniu în care nu poți distinge, nu ai un criteriu între nebunie, demență lucidă și poeticitate, poate. Poeticitate. Dar și îmi place enorm când văd că adeptului Freud și adeptului Jung, că pe care avem norocul să-i avem printre noi astăzi, au această certitudine a obiectivității și a, în același timp, a clarității care certifică normalitatea acestui text surprinzător. De ce? Asta este o altă discuție. Dar sunt oameni care, în mod spontan, visează. Asta nu da. Dar eu îmi spune foarte
foarte clar și aici evident că are dreptate pentru oricine, pentru oricine are a face cu psihoterapia psihanalitică sau analitică. Există vise produse de inconștientul personal, care sunt vise mai mult sau mai puțin biografice, și sunt vise produse de inconștientul colectiv, care au un caracter suprapersonal și pe care Jung le numea vise mari. Celălalt ar fi vise mici. Prin urmare, dacă acceptăm că există un inconștient colectiv dincolo de inconștientul nostru biografic, atunci devine plauzibil că există o serie de vise care ne poartă acolo. Și ele sunt într-adevăr aceste vise, cum apar în psicanaliză, sunt vise cu caractere cu totul deosebite. Nu mai e vorba despre întâmplări ale vieții curente, prezente sau trecute, ci e vorba de fenomene cosmice, de cu totul și cu totul alte procese și fenomene decât cele curente, biografice. Aș putea să vă răspund, dar acum am întrebat cu o altă întrebare. De ce unii dintre noi au vise premonitorii și alții nu au vise premonitorii? Sau nu au acest caracter evident premonitoriu, deosebit, care se dovedește a fi în timp o anticipare a ceva care se va întâmpla? Dacă răspundeți la întrebare, poate întrebare. Dar hai să extragem acolo un sens care nu poate fi atât de ușor explicat. Aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Simona Leghintovski, care a făcut traducere în limba engleză a acestei cărți. Nu am vrut să spun că povestea asta de Cartea Roșie și Bucătoria nu mi-a amintit de situația în care te afli când începe o analiză. Și ai sentimentul că tot ce ai citit despre psihanaliză până atunci e... trebuie să le recitești din nou toate textele care au citit, pentru că nu ai înțeles nimic din ea. Cam așa. Este mare diferență între cum am experiența analizei și experiența lecturii psihanalitice, teorie psihanalitice. Nu știu dacă avem să fie. Altfel spus, trebuie să perseverăm. Să citim de mai multe ori. Cum se întâmplă adesea texte de complex. Și să facem o analiză personală, în viață sau în viață. De aceea, nu aș vrea să sperie cei care încă n-au răspuns la Cartea Roșie, nu sunt numai relatările respective, sub formă de descriere verbală sau sub formă de imagine, ci sunt și anotații făcute de Jung, în care apare acest sens, în care explică situația respectivă. Anotații care apar ulterior când pregătește, de fapt, acel manuscris care va deveni Cartea Roșie. Manuscrisul este, v-am spus, scris în formă de hârtile negre, nu? Și apoi îl sistematizează și rescrie și face și o parte dintre desene, foarte multă atenție, prin care se redea imaginea acelea interioare. Și face și comentariile respective. De-al minteri, cam un an de zile a fost opera aceasta de scriere și de confruntare s-a întrerupt. Cam un an, în jurul anului 1915, el nu mai scrie fantasmele respective. Apoi, reluându-le. Între timp, începuse să studieze gnosticii despre care vorbea. Și apoi își rea. Iar terminarea terminarea acestor computări, se petrece când descoperă textele alchimice, care dau prilejul să facă o altă sondare a arhitecturii conștientului. Asta este, de fapt, Cartea Roșie, o sondare a arhitecturii conștientului din perspectiva inconștientului lui Jung, în timp ce alchimia este o reprezentare a arhitecturii inconștientului din perspectiva mai multor colaboratori care au scris textele alchimice. În momentul când începe să studieze alchimia, deja nu mai scrie că erau tipuri de manifestări. Îmi place interpretarea asta. Un inconștient adânc, sondat cu un inconștient mai puțin adânc. Andrei. Vreau să spun ceva de bine. Unul din lucrurile care pe mine mă entuziasmează
lecturi extraordinare, cu curiozitate intelectuală extraordinară și, al doilea lucru, era un om foarte îndrăzneț. Adică mergea la texte care, în general, erau prost văzute sau puse deoparte. El avea curajul să se confrunte cu surse pentru care lumea academică era prudentă. Avea curajul să spună lucruri tari, de tipul cândva astrologia și alchimia vor deveni discipline academice. Nu s-a întâmplat încă, dar... și mai ceva, e totuși semnificativ și asta e o problemă care trebuie, ca să zic așa, psihanalizată, ce eco au avut copiii în lumea asta. Ce euforizantă e lectura lor, toată lumea. Uitați ce de lume e aici. Dacă era o chestie spre Derrida, era un sper de sare. Ori, asta mai ce amintesc, de fapt, iar mă. Da. Mă cred că dacă veneai tu de vorbind despre Derrida, era la fel. Era imposibil, eu nu înțeleg aproape nimic. Dar, asta mai ce amintesc, euforia asta, care e o atracție, e un fascinans. În tipul ăsta de texte, de probleme, de întrebări, ai impresia că tipă e misterul lumii. Și al eu, ești la obârși, la mume, cum spunea eu, ești, în sfârșit, ai plonjat în taina supremă. Se povestește că dimineața, la Küsnacht, când eu făcea o mică ședință de not, erau doamne anime, care pândeau momentul când el făcea această ședință de not, ca să intre și ele în apă în același timp și ziceau că simt că se îmbăiază împreună cu maestru în inconștient cu colectivul. Eu cred că și noi aici, acum, toată lumea asta, ne îmbăiem în inconștient cu colectivul. Această îmbăiere la Bunică, de fapt, era deja când maestru era peste 50 de ani. Deci conotațiile sunt mai serioase. În situația de aglomerație. Devenim uzi cu toții, chiar dacă nu ne îmbăiem împreună cu Carlos sau eu. Aș vrea totuși să dau cuvântul și Sării, dacă nu se va îngrozi, să pună nesfârșit de multe întrebări.